Dragi prieteni, cum v-am obișnuit cu persoane importante, studiourile, știrile zilei Satu Mare, alături de noi astăzi deputatul Adrian Cosma, totodată președintele Partidului Național Liberal Satu Mare, vicepreședinte la nivel național. Bine ai revenit, la mulți ani, adică nu ne-am văzut anul ăsta. Bine te-am regăsit, la mulți ani ție și tuturor celor care ne urmăresc. Nu ne-am văzut în această postură, dar ai fost vizibil, ai avut niște reacții nu fără rezultat și aici mă refer la amplasarea celor minunate toalete cu care iar am ajuns la nivel național, în presa națională. Da, din păcate acest șir ofensator al acțiunilor primarului continuă și a continuat prin această amplasare total imorală și ilegală a toaletei publice exact în fața Muzeului Județean, în fața statuii Lupoaicei și în fața statuii Ostașului Român. O vezi ostentativă oarecum? Este cu 100% este ostentativă, pentru că la acest nivel nu putem vorbi de lucruri întâmplătoare. Acolo avem totuși un primar, avem un administrator public care mai nou se numește City Manager, da? Care nu pot să cred că nu știau. Astea au fost lucruri deliberate. Deci să ne înțelegem, acolo în față la Lupoaică, în fața statuii Lupoaicei, care reprezintă latinitatea poporului român și în fața monumentului Ostașului Român, s-a săpat, s-a turnat o fundație, s-au făcut racordări la sistemul de canalizare, apă, curent. Deci astea au fost lucrări de zile în care s-a lucrat. Asta pe de o parte. Deci este clar că nu poate să spună cineva că nu au știut. Au știut și au făcut-o deliberat. Pe lângă acest aspect, sunt ilegale. Deci ce m-a revoltat cel mai tare este faptul că însăși instituția care trebuie să aplice legea și disciplina în construcții o aplică primăria Satu Mare. Însăși cea care pretinde să se respecte legea, primăria Satu Mare, încalcă legea. Asta este dureros. Și aici vorbim de o instituție. Faptul că eu, că tu, că alți sătmăreni, putem greși. Și greșim, nu e o problemă, putem greși. Da? Asta este cu totul altceva. Dar instituția primăriei, și am pus o întrebare, să văd în anii 2020, 2021, 2022, câți sătmăreni au fost amendați pentru lipsă de avize, pentru lipsă de autorizație și acum o să vreau să văd. Iar primăria, încălcând legea, a amplasat acele toalete. Și vreau să mai spun un lucru. E orice construcție amplasată pe domeniul public și care este, nu neapărat pe domeniul public, amplasată oriunde, care este racordată la servicii de utilități, apă, canalizare, curent, obligatoriu are nevoie de autorizație de construire. Autorizație de construcție care nu există. Pe lângă acest aspect, fiind în proximitatea, în apropierea unui monument istoric, obligatoriu, tot ce este mai aproape de 100 de metri de un monument istoric, este nevoie de avizul Direcției Județene de Cultură sau, după caz, depinde, de avizul Ministerului Culturii. Nu a existat acest aviz, am făcut demersuri la Direcția Județeană de Cultură. Nici nu s-a solicitat, nu că doar nu a existat, nici nu s-a solicitat. Am mers mai departe, fiind vorba de toalete publice, să vedem dacă au aviz de la Agenția Județeană de Protecția Mediului. Nici acolo nu există aviz. La niciuna dintre toaletele deci, care au fost amplasate. Efectiv, unde i-a tăiat capul, au spus unde, în fața lui Paică, mai mă să o punem acolo. Da, este inadmisibil. Au și luat-o repede, au reacționat. Deci erau cu insecta pe căciulă, înseamnă. Bun, aici trebuie să mergem mai departe. Pentru că pe mine nu asta mă sperie. Pe mine mă sperie această nonșalanță cu care s-a încălcat legea și parcă nu s-a întâmplat nimic. Și după acțiunea pe care a făcut-o primăria prin primar și managerul, administratorul public, da? Au atras pentru a face abuz și alte instituții. Direcția Județeană de Cultură nu a aplicat legea. Direcția Județeană de Cultură trebuia să facă un proces verbal de constatare. Trebuia să sancționeze.
Agenția Județeană pentru Protecția Mediului nu a făcut absolut nimic. Am făcut petiție și acolo. Nici măcar atâta nu a făcut Agenția Județeană pentru Protecția Mediului să redirecționeze petiția, dacă au spus că ei nu pot aplica sancțiuni, să o redirecționeze către Garda de Mediu, care putea aplica sancțiuni. Acum aștept răspunsurile de la Garda de Mediu și de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Să vedem ce vor spune aceste instituții. Nu știu ce vor spune, eu aștept să văd ce măsuri se vor lua. Problema asta este că în acest angrenaj, în această morișcă a încălcării legii, au fost atrase atâtea instituții. Uite, vorbim de două deocamdată, două instituții, trei chiar, pentru că și poliția locală avea competențe în acest sens, să aplice legea, să vadă, Dumnezeu, să întrebe acei muncitori. Oameni, voi ce faceți aici? Cine v-a trimis? Ce documente aveți ca să amplasați o toaletă publică în fața Muzeului Județean, în fața statuii Lupoaicei și în fața statuii ostașului român care reprezintă jertfa înaintașilor noștri? Este inadmisibil. A ajuns această nepăsare și acest șovinism al primarului la cote alarmante. Este inadmisibil așa ceva. Deci noi trebuie să... A fost făcut în prag de sărbători. În prag, în desfintele sărbători a fost amplasat. Să nu mai vorbim de prețul de 50.000 de euro. Adică prețul unui... chiar m-am uitat de curiozitate. Sunt multe apartamente de vânzare în cartiere bune din satul mare, micro 17, micro 16, unde poți să-ți iei cu 50.000 de euro apartament cu două camere. Deci prețul unui apartament cu două camere. Pe lângă asta, asta a fost faza cu amplasarea în fața statuii Lupoaicei și a Muzeului Județean, unde rapid încă au fost în faza în care au putut să ia toaleta de acolo. Dar a rămas în fața statuii lui Avram Iancu. Aproape, nu chiar în față, acolo în centru. Nici aceea nu are nici autorizație, nici aviz de la mediu, nici de la mediu. Deocamdată că de la celelalte instituții n-am primit niciun răspuns. Dar este inadmisibil acest lucru. Bun, și dacă tot a fost multată, sunt curios cine va suporta și costurile, pentru că dacă s-au făcut niște racordări acolo, alea au costat niște bani. Dar APASERV-ul trebuie să ne spună, APASERV-ul, unde există depusă o solicitare, conducerea APASERV, trebuie să ne spună care e situația. Care în baza a ce au racordat, au tras câțiva metri, zeci de metri de branșament pentru a putea fi racordată la rețeaua de canalizare, acea toaletă. Racordarea s-a făcut în centru, în piața 25 octombrie, la fel, fără avizul Agenției Județene pentru Mediu. Deci pe mine asta mă înspăimântă. Pentru că aceste instituții nu trebuiau să cadă într-o astfel de capcană. Așteptăm răspunsul lor. Vreau să te întreb dacă nu ai fost chemat. Unii parlamentari am văzut că au avut o întâlnire cu primarul chiar zilele acestea. Nu ai fost chemat sau nu te-ai dus? Nu am fost chemat și nici nu m-aș fi dus și nici nu pot să stau la masă cu primarul care, de sfintele sărbători creștine, a pus o budă publică în fața statuii osașului român care reprezintă jertfa înaintașilor noștri pentru poporul român, în fața Lupoaicei care reprezintă latinitatea poporului român și în fața Muzeului Județean. Toate astea la câțiva zeci de metri. Bun, care pune o toaletă, o budă publică. Dar de chemat nu trebuie, era normal să cheme toți. Așa era, că cheamă parlamentarii, toți, sau cum e. Primăria, noi trebuie să înțelegem, administrația locală din satul mare, în momentul de față este pe persoană fizică. Este pe persoană fizică a primarului și a partidului UDMR, condus de către acesta. Eu am făcut, astăzi pe primărie scrie UDMR și numele primarului. Asta este realitatea, noi trebuie să înțelegem. Tot primarul ne-a spus că nu are nevoie de autorizație pentru parcare subterană în față la Dacia, când a vrut să concesioneze stăpânilor din Ungaria terenul din fața hotelului Dacia, în suprafață de 35 de ari, când a spus nu este nevoie de autorizație de construire în subteranul acestei suprafețe. Vezi că acești stăpâni se pare că au scria colegul nostru Ciprian Bâtea că nu mai se aude niciun semnal, nu se mai pot contacta acei stăpâni care
să termine Dacia. Ce parcare, că ei nu sunt stați. Trebuie să mergem până la capăt. Unul la mână. Din 2017 până în momentul de față nu s-au făcut reparații. Aplicarea impozitului de 500% pentru acei proprietari ai hotelului Dacia trebuie aplicată, chiar și retroactiv. Este inadmisibil ca zeci de sătmăreni din centrul municipiului Satu Mare să fie impozitați cu 500%, iar firma prietenă din Ungaria să nu-i se aplice legea, că s-a găsit o chichiță, s-a găsit un tertip. Nu, să se aplice legea. Și al doilea aspect. Această societate care este incapabilă să renoveze acest hotel trebuie în primul rând impozitată, iar mai apoi primăria Satu Mare sau Consiliul Județean trebuie să cumpere acest simbol al județului și al municipiului Satu Mare, hotelul Dacia. Asta trebuie să reintre în patrimoniul municipiului Satu Mare sau a Consiliului Județean, obligatoriu. Astea sunt aspecte care ne interesează. Ne interesează, sigur, pe lângă toate grijile care le avem de zi cu zi, dar este inadmisibil să lăsăm ca simboluri românești, simboluri ale sătmărenilor, ale sătmarului să fie călcate în picioare de către o administrație condusă de primar, de către UDMR. Deci este inadmisibil acest lucru. Eu în continuare aștept să văd ce măsuri a luat direcția, de fapt știu că n-a luat nicio măsură, dar totuși aici mai sunt de făcut niște pași, direcția județeană de cultură în raport cu hotelul Dacia, pentru că știm, fostul proprietar a făcut pușcărie, a fost condamnat, a executat o pedeapsă pentru nereguli, nu comentez că a fost bine sau rău, nu știu, este decizia instanței definitivă. Însă mă întreb ce a fost din 2017 până în 2023, în afară de faptul că s-a tras o prelată pe fața hotelului Dacia. Nu, Satu Mare nu poate fi un câmp așa a nimănui, în care niște stăpâni de prin Ungaria să facă ce vor. Nu vor face ce vor în Satu Mare. Da. Nu vor face ce vor și legat de această ofensă, această acțiune ofensatoare a primarului și a managerului public al municipiului Satu Mare cu amplasarea toaletelor, am pus o întrebare și președintelui UDMR, domnului vicepremier Kelemen Hunor, care să ne spună ce părere are despre această acțiune a primarului UDMR. Vreau să am curiozitatea aceasta, să văd care este părerea vicepremierului României și președintelui UDMR raportat la această acțiune pe care ofensatoare pe care o a avut-o primarul UDMR. Da, așteptăm sigur răspunsul și de la organele abilitate care trebuia să vadă acest lucru. Mulțumim deocamdată, te mai așteptăm și sigur mult succes în activitatea din 2023, care nu va fi ușoară. Și eu mulțumesc.